Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este Robert Brezoaie. Vorbim despre acțiunile caritabile în care se implică. O să-l întreb și l-am mai întrebat de multe ori până acum care este scopul pentru care el se implică în toate poveștile astea. Hai să rupem pisica în două, zic, și să le spunem oamenilor câți bani ai reușit să strângi până acum din cei 5.000 de euro pe care ți-ai propus să-i strângi. Vestea asta cu banii este foarte tristă, pentru că până acum am reușit să strâng foarte mulți, undeva cam la 1260 de euro. Te așteptai la mai mult? Sincer, mă așteptam ca până în punctul ăsta, asta înainte să încep strângerea, că după ce am început strângerea și am văzut cum e, m-am calmat. Mă așteptam ca până acum să termin de strâns și mă așteptam să vină din, cum să spun așa, știi cum se rostogolește, da, un bolovan, adică așa, exact. Ușor, ușor, să prindă mai multe viteză și mi s-a părut că a fost exact invers, parcă eu îl împingeam așa la deal și încă îl împing în continuare până ajungem în vârf. Foarte greu s-au strâns banii care s-au strâns până acum, însă sper că o să se strângă mai bine, chiar cu ocazia asta pot să spun că pe 8 februarie o să avem un eveniment în Tempo Anticafe, chiar vis-a-vis de episcopie, este acolo așa și o să fie, este un eveniment cu porțile deschise. Ideea este că va fi un fel de o seară nepaleză, dar cu puțină mâncare de pe acolo pe care o să o gătesc eu cu, sper să fie și cu ajutor, că o să fie după mine undeva cam la 50-60 de persoane și să nu mă rup în două în mâncare. Așa. Și cu partea cea mai importantă, o licitație umanitară. Adică o să fie diferite obiecte, diferite servicii, vouchere de la firme care au vrut să participe cu toată treaba asta și oamenii care vor fi acolo vor licita pentru ele și toți banii care vor fi strânși vor fi donați către, către asociația din Nepal. O să mai anunțăm o dată evenimentul ăsta la sfârșitul emisiunii. 1000 și ceva de euro. Cine au fost cei care au donat? Au fost o parte, au fost prieteni, cunoștințe, au fost și persoane pe care nu le cunoșteam, ceea ce m-a încântat așa să văd că nu doar cineva care o face din respect pentru mine poate donează. Deci au fost diferiți oameni de pe tot mapa mondului, cum ar veni, de prin România, care au donat. Chiar am fost așa impresionat de un prieten destul de vechi pe care l-am mai văzut de multă vreme, care părinții noștri au lucrat împreună, mi se pare că cred că și mai lucrează în continuare la un ONG și el știe ce înseamnă treaba asta cu strângerea de fonduri și eu știu că el, uite, spre exemplu, n-are un job, n-are ceva, ci încearcă să-și găsească locul în viață. 5 minute după ce am postat, ăstea deja au venit 30 de euro de la el și am fost așa gen super încântat de faptul că, uite, n-am mai vorbit de așa de multă vreme și la el știe o chestie pe care am învățat-o ca și mine de-a lungul vieții, că trebuie să faci un bine, nu contează unde ești. Și chiar m-am bucurat când am văzut cum, cât de repede au apărut banii aia de la el, să zic așa. Da, foarte frumos, un gest care ar putea fi urmat de mulți dintre noi. Vreau să mai spui, dintre cei care au fost alături de tine, spuneai că erau oameni, încă un român, dar și oameni din mai multe părți ale lumii. Au avut același obiectiv ca și tine, 5.000 de euro? Da. Știi, a reușit vreunul dintre ei să strângă banii ăștia? Bine, acum este foarte greu de făcut o comparație, pentru că una înseamnă 5.000 de euro în România, alta înseamnă în America, alta înseamnă, eu știu, în orice altă parte a lumii. Până acum nu știu cum stă fiecare dintre ei, ce știu este că în momentul în care eu eram acolo și am pornit discuția asta, eram cam codaș cu strângerea banilor, adică majoritatea deja ajunsese la 2000 și sunt sigur că în momentul în care au ajuns acasă cu mai multe povești, lucrurile au... Sunt convinsă că nici pentru tine lucrurile nu vor rămâne așa, pentru că oamenii aud și, eu știu, aud de la cineva care a donat și așa mai departe, iată, este și evenimentul acesta, sunt convinsă că lucrurile nu vor rămâne deloc așa, iar cauza este una pentru care chiar se merită să lupți. Am văzut că zilele astea ai împărtășit din experiența ta elevilor de la HDU. Da. Spune-mi cum ai ajuns să faci lucrul ăsta și cum te-au primit copiii.
Facebook-ul a fost marele, da, cel care a făcut marea legătură. Doamna profesoara mea de chimie din liceu, doamna Sikim, m-a văzut pe Facebook, mi-a scris într-un comentariu să vin și la dumneavoastră la clasă. Eu când m-am întors am trimis un mesaj că v-am venit și ne-am întâlnit și așa am ajuns la clasa dumneavoastră, o clasă de a 12-a și mi s-a părut că toți copiii de acolo au fost foarte, foarte încântați de toată treaba, au fost interesați, au pus întrebări și de genul cum facem și noi, ceea ce mi-a plăcut foarte mult să le răspund la treaba asta, deși nu prea am putut în plen, să zic așa, pentru că sunt multe detalii care trebuie stabilite. Și apoi, din greșeală, cum ar veni pe hol, pe acolo, m-a mai găsit o doamnă profesoară, care m-a chemat și dumneai la clasa dumneai, doamna Năstăsoiu, și am fost și la clasa dumneai, o clasă de a noua, care mi s-a părut că erau puțin mai timizi, așa, că erau mai noi cum ar veni și nu prea știu dacă au voie să glumească cu mine, cred eu sunt o persoană deschisă. Până la urmă, până la sfârșitul orei s-au prins exact în care e situația, dar din ambele clase am primit cum ar veni propuneri de la ei cu ce ar putea ei să facă și le-am zis da, cu siguranță, să pună mâna să facă și chiar îi aștept. Ce și-ar dori să facă tinerii ăștia? Păi, pentru că pe noi ne interesează. Ei sunt practic partea viitorului nostru. Uite, spre exemplu, clasa de a noua a venit la doamna profesoară care era împreună cu mine acolo și a spus că ar vrea să vândă prăjituri ca să strângă bani. Ceea ce au mai făcut ei în trecut și a mers foarte bine. Exact. Și eu sunt pro-prăjituri, pro-bani, deci să se strângă cât mai mulți. Ei au gândit deja acțiuni care să te ajute pe tine să reușești să strângi atât cât se poate din cei 5.000 de euro, chiar dacă nu vor fi toți. Iar cei de-a 12-a, ce curiozități au avut? M-au întrebat, din câte mi-aduc aminte, și cum a fost pe acolo cultura, cum a fost și mai ales, mă rog, cred că asta a fost un fel de o întrebare condusă de către profesoare în ambele părți, eu ce sfat le-aș da lor în ideea de a face lucruri de genul ăsta și când le-am spus, cred că sfaturile pe care le primesc la școală, în mod normal, copiii sau adolescenții nu sunt de genul faceți o pauză din învățat și duceți-vă în China sau ceva. Și cred că au avut o plăcere să audă de la cineva care e mai mare decât ei, să spun așa, care eu zic că mă descurc în viață, cum ar veni, și financiar și cum o fi, și să mă, adică nu sunt muritor de foame, să le zică să se ducă undeva, să ieșească din zona de confort, nu în Franța la Disneyland, dar în Africa făcând ceva bun, da, în Asia încercând să înțeleagă o cultură și chestii de genul ăsta. Și cred că au apreciat treaba asta și pe unii dintre ei chiar îi văd așa călători pe viitor. Și dacă se duc până la urmă numai în vacanțe, cum ar veni, pentru că majoritatea oamenilor cam așa pleacă în țări, dacă totuși ar alege, da, nu aș zice Thailand, dacă deja pe acolo se duce toată lumea, dar gen, dacă alegi un Myanmar în loc să alegi să mergi în Grecia, eu cred că ajuți lumea, efectiv, pentru că prin faptul numai că te duci și aduci puțină economie în partea aceea și cheltuiești bani, cam asta e. Și te întorci mai bogat din punct de vedere spiritual bogat, și multe. Exact, asta urma să și spun, da, uite că s-a pierdut în trenul gândurilor meu. Da, prin faptul că se întorc de acolo și se întorc cu mai multă înțelegere, adică prin faptul că vezi cum trăiește lumea în altă parte și cu toate că mergi în vacanță acolo, tot nu poți să pleci fără niciun fel de concluzii de viață, pentru că n-ai cum. Da, îți mărturisesc faptul că într-o discuție pe care o aveam cu ai mei acasă, la un moment dat, într-o seară, le-am spus că eu aș vrea să mergem în Sri Lanka. Am fost privită oarecum cu coada ochiului așa, am stârnit și hohote de râs, sunt ferm convins și soțul și copiii mei că nu m-aș descurca într-o astfel de experiență. Să probabil că, totuși că aș reuși că să... Sri Lanka e chiar un loc care e la mijloc așa, adică e îndeajuns de dezvoltat încât să nu te rupă cum ar veni. Am reușit să ajung în Sri Lanka și în același timp este... Încă e lumea a treia, cu toate că ușor se ridică de acolo. Sincer, e o țară în care chiar trebuie să meargă mai multă lume și să înțeleagă cultura aia de acolo și, sincer să fiu, te ajută să înțelegi puțin cultura românească. For some reason, nu știu de ce, dar suntem asemănători în foarte multe puncte de vedere. Eu mi-aș dori foarte tare ca noi, tinerii țării astea, să avem, bine, experiențe ca ale tale. E greu să emiți astfel de pretenții, dar experiențe de genul celor pe
care le-ai trăit tu, pentru că odată întorși în România, nu vor mai ajunge să se vaite de faptul că autobuzul îi zdruncină, că, eu știu, hârtia igienică e prea aspră și așa mai departe, poate m-am dus prea departe cu exemplele, ci vom ajunge să ne bucurăm de ceea ce avem și să facem atât cât putem pentru a evolua. Cred că până la urmă asta este cea mai importantă concluzie la care putem ajunge fiecare dintre noi și ar fi extrem de benefică pentru noi ca indivizi, nu știu dacă pentru România, pentru Buzău și așa mai departe. Legat de copiii de la HDU cu care ai stat de vorbă, pe câți dintre ei vezi plecând așa într-o experiență de genul ăsta? Și pentru că spuneai la un moment dat că unul dintre copii te-a întrebat, sau unii dintre copii te-au întrebat, cât de greu sau cât de ușor ar fi pentru noi, oamenii de rând, care nu suntem familiarizați cu contacte de genul asociației la care tu te-ai referit și așa mai departe. Cât de greu sau de ușor ar fi să putem să ne înhămăm la o poveste de asta? Sunt destul de multe asociații. Eu mi-am făcut așa pentru, cred că am chiar un tab la bookmarks acolo în browser care se numește Adventure Time sau ceva de genul ăsta, în care mi-am pus eu de-a lungul timpului pe unde am mai găsit posibilități de genul. Sunt asociații care se ocupă numai cu treburi de genul ăsta. Și pe care le găsești căutând în engleză, în limba engleză pe Google, nu în română. Da. Românești până acum n-am găsit niciuna, dar poate cine știe. Astea care sunt în România sunt cei pe care îi cunosc eu, care ei de fapt, dacă stai să te gândești, ei de fapt lucrează și fac ce face OM Nepal în Nepal, ei fac OM România în România, dar se și transmit dintr-o parte într-alta toate chestiile astea și oamenii se duc dintr-o parte într-alta. Dar este o organizație, spre exemplu, care, nu mai știu acum numele, dacă vedeam puțin mai pregătit și spuneam, dar putem să... Da, cei care ne urmăresc te pot contacta pe Facebook și sunt convinsă că vei oferi Există detalii. Există asociații care efectiv te invită să te duci, spre exemplu, am găsit pentru Peru, pentru Africa, pentru chiar și pentru Taiwan, mi se pare, pentru a preda engleză, dacă știe engleză, sau pentru a preda matematică sau chestii de genul ăsta. Adică sunt asociații care se ocupă cu educație foarte multe. Nu știu sigur dacă am pus eu vreun filtru acolo de educație pentru că asta e chestia mea sau dacă erau doar de educație, dar e posibil să fi pus eu filtru. Deci cred că mai sunt și de altele. Dacă ești inginer și știi să faci chestii, sunt sigur că se găsește o organizație care să te țină la ei acolo, să-ți dea de mâncare și să dormi, da, și să te duci și să stai câteva luni, da. Exact. Dar cunoștințele în slujba lor. Da. Dar foarte mulți caută termen lung, adică nu caut așa 3 săptămâni, 2, caută 5-6 luni, unii chiar și un an, adică cineva care chiar dorește să facă o experiență de asta mai amplă. Și neapărat voluntar, să ne înțelegem de la bun început, că lucrurile astea nu sunt plătite. Tu îți pui experiența și lucrul pe care știi să-l faci cel mai bine în slujba oamenilor de acolo, iar ei îți oferă la schimb toată deschiderea lor, mâncare și un loc în care să dormi. Astea sunt cazurile cele mai bune. Mai sunt și cazuri în care trebuie să-și plătești tu o parte. Poate să plătești mâncarea sau poate să plătești o parte din cazare. Eu, în momentul în care mă uitam la chestiile de acolo, mă uitam puțin la posibilitățile mele și posibilitățile mele pe vremea erau doar de transport, cum ar veni, și atunci de-aia am găsit treburile astea. Dar dacă există dorință reală pentru a face ceva și pentru a face ceva nu de genul să-mi iau concediu să mă duc, ci să îmi iau un an și să mă duc să fac ceva de genul, cu siguranță se poate. Cu cât termenul pe care tu vrei să-l oferi într-un mod umanitar este mai lung, da? Timpul este mai lung, cu atât găsești mai multe posibilități, pentru că lumea caută oameni care sunt valoroși, care pot să ajute în orice fel. Și cred că este foarte important, da, să donăm pentru lucrurile în care credem, cum este Nepalul acum și asociația din Nepal, dar este foarte important să și punem noi osul la treabă, pentru că până la urmă, cred că chestia care te schimbă pe tine ca cel care donează, de fapt, nu e prin faptul că ai dat 10 euro odată, ci prin faptul că în fiecare lună dai 10 euro pentru o chestie genul ăsta sau faci o muncă continuă către ceva, îți depui timpul tău, nu e cum mă duc eu, mă dau exemplu pe mine, cu toate că poate nu o să spună că sunt mândru sau ceva. M-am dus în Nepal, am făcut chestia asta, înainte am lucrat cu un prieten de-al meu ca să facem site-ul de strângere de fonduri. După m-am dus acolo, am urcat pe munte și acum atrag de mine și de toată lumea ca să strângem 5.000 de euro, adică am fost
în Nepal, dar de vreo 5 luni cam numai asta vorbesc toată ziua. Anumiți prieteni de mei deja mă înjură că nu mai tac o dată despre Nepal, dar până nu strângem 5 minute, ca să ne înțelegem. Vorbeai despre oameni care ar putea să facă lucrurile astea. Te gândești, te tentează o experiență de genul ăsta pe termen lung să te duci undeva, eu știu, oriunde și să-ți petrești acolo, eu știu, un an din viață? Eu tot timpul sunt tentat și tot timpul am fost tentat și chestia asta cu termen lung, le-am spus-o și copiilor când am vorbit cu ei, le-am spus, nu vă duceți în vacanță două săptămâni, ci încercați să faceți ceva o lună, două, trei, pentru că atunci când chiar te desparți de tot ce înseamnă și te rup de confortul ăsta, ieși din zona ta de confort. Și aici se mi-aduce aminte să spun ceva despre Nepal și confort, că îmi notez. Da. Da, eu tot timpul am fost pe vibe-ul ăsta de hai să mergem să facem și îmi doresc foarte mult să mă duc acolo, numai că momentan fiind și eu om la casa mea, m-am legat de anumite instituții financiare care unii le numesc ochiul satanei, dracului, cum să zic așa la TV că nu se poate, dar na, trebuie să-mi termin anumite datorii pe care le-am financiare față de instituții, după care pot să mai fac lucruri de termen lung, pentru că nu pot să plec în mijlocul unui împrumut, nu pot să pleci un an de zile, pot să pleci o lună, două, dar cu riscurile de rigoare. Da, spune-mi da. Despre Nepal și confort. M-ai întrebat la un moment dat și n-am cred că n-am intrat și în ultima secvență a întrebării despre cum m-am simțit când am plecat din Nepal. Sincer să fiu, spre rușinea mea, da, este ceva ce despre care nu am fost mândru, de-abia așteptam să ajung la confortul de acasă. De-abia am cumpărat o mașină ce e drept de multă vreme și mergeam pe acolo pe jos și cu taxiuri care erau vai de capul lor și ziceam, mamă, când ajung și eu la mașina mea care are aer condiționat, care stă în rece, care, adică niște chestii din astea pe care nu știam că o să, de care nu știam că o să-mi fie dor cum ar veni. Dar la care iată că ne-am adaptat ca existență. Da, adică eu prin faptul că aveam o mașină, ce frumos, mă dau cu ea, mă duc, nu știu ce. Când ajungi într-un loc în care vezi că trebuie să stai în autobuz, dar nu autobuzul nostru, da? Autobuze din alea mișto, ca cum vezi în filme cum ar veni, sau cu mâncarea. Prin faptul că vrei și să mănânci o bucată de carne pe care să nu dai toți banii tăi, pentru că dacă vrei să mănânci carne în Nepal, dai toți banii tăi, dacă, mă rog, dacă mănânci de la colțul drumului, așa de pe unde mănâncă toți de pe acolo, nu dai mulți bani, dar n-ai curaj. Și păcat că nu am o poză, am avea un poză la un moment dat. N-ai mâncat șobolan, nu? Nu, șobolan n-am mâncat. Dar era așa amuzant că ei au un carmangerii, cred că, da, de carne, ăstea sunt carmangerii, da. Așa, în aer liber, cum se mai văd prin poze, prin India și toate cele, și în Nepal sunt la fel, și aveam o poză cu doi căței care se uitau așa la carne și stăteau acolo lângă ea. Nu prea mi-a ieșit poza, de-aia nu m-am dat-o pe nicăieri, dar era amuzant așa. Da, și carnea pe acolo așa este, spre exemplu, este în mijlocul străzii și dacă vrei să mănânci ceva care într-adevăr să ai încredere că este ok, mergi la un restaurant, restaurantele care sunt acolo din ăstea chiar de top cum ar veni, te rup de bani. Deci confortul ăsta, cum să spun, pe care îl avem noi prin faptul că, uite domne, poți să mănânci ce vrei când vrei și nu sărăcești, nu există acolo. Acolo mănânci ce trebuie să mănânci ca să fie ok și dacă vrei să mănânci ceva super, super mișto, plătești cu sufletul, cum ar veni. Da. Eu spuneam la începutul emisiunii noastre că sunt convinsă că multe emisiuni am putea să mai facem și să povestim oamenilor cum a fost acolo. Mi-aș dori să zici că deja s-a terminat, da, adică trebuie da, să plec. Da, din păcate se termină. Vreau să merg cu tine la o clasă. Să te văd în mijlocul copiilor, să le povestești copiilor din experiența ta și să le vedem reacțiile, să-ți adresez întrebări în fața lor, în felul ăsta îmi mai satisfac și eu ceva curiozități, dar aș vrea să-i văd și pe ei cum reacționează când le spui că o sticlă de Pepsi poate fi un adevărat lux acolo, da, sau da, o bucată de carne, sau faptul că nu poți visa la un hamburger. Da, cred că până n-ajungi acolo să vezi la ce mă refer, e foarte greu, pentru că în momentul în care tu, să zicem, ești cu burta plină venind de acasă și ai mâncat un coponel de pui, ți-e greu să-ți imaginezi cum ar fi să așa, dar după ce urci până la 5.000, te întorci, nu mănânci vreo de 10 zile cum trebuie și te gândești la o bucată de carne, îți vine să plângi. E o diferență de modul în care înțelegi. Eu cred că ei pot să empatizeze puțin, dar până nu simți tu efectiv care e treaba, e mai greu. Și de asta vreau ca lumea
lumea să experimenteze mai mult ca să poată să simtă pe pielea lor ce înseamnă să nu mai, că atunci când ai, să fii mulțumit și să vezi și să că trebuie să dai și altora până la urmă. Da, bun, foarte tare concluzia asta. Mulțumesc foarte mult, Robert. Sper să ne revedem curând. Neapărat, mai spunem o dată, pe 8 februarie, da? 8 februarie la ora 7 seara, în Tempo Anticafe, un eveniment despre Nepal cu strângere de fonduri și asta, da, este foarte important, strângere de fonduri. Poate, sper eu, că ajungem în zona lui 5.000 cu evenimentul ăsta, pentru că o să fie multe persoane care vin pregătite știind că se vor strânge bani. Da, Doamne ajută, sunt convinsă că până la urmă, măcar aproape de 5.000 tot vei reuși să strângi și dacă depășești 4.000, sunt convinsă că până la urmă ai să pui restul de la tine, numai să dai asociației cei 5.000 pe care i-ai promis. Da? Da, fără 5.000 nu plecăm. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Robert. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, seară minunată. Vă doresc, la revedere!